Continuă verificările în comerțul cu fructe și legume. Inspectorii din cadrul Direcțiilor pentru Agricultură fac controle în toate piețele agroalimentare din București și din țară, în piețele și depozitele angro, precum și în hipermarketuri. Valoarea amenzilor se ridică până în acest moment la mai bine de 140.000 de lei. Inspectorii MADR controlează la sânge fructele și legumele din piețe și magazine. Accentul se pune în special pe respectarea standardelor de etichetare. Astfel, pentru produsele autohtone, etichetele trebuie să indice corect localitatea de proveniență și a datei recoltării, iar în cazul produselor provenite din import sau comerț intracomunitar, trebuie specificată prospețimea, țara de origine și categoria de calitate. În această perioadă, producătorii pun la dispoziția consumatorilor o gamă diversificată de fructe și legume de sezon din producția autohtonă. Din acest motiv, inspectorii direcțiilor pentru agricultură sunt mai vigilenți decât oricând în aceste luni. În urma controalelor efectuate până la această dată, au fost aplicate amenzi de peste 140.000 de lei și 210 avertizmente cu planuri de remediere. Mai mult, Autoritatea Națională Fitosanitară a analizat până acum peste 2.000 de probe în vederea depistării depășirilor de reziduri de pesticide, iar alte câteva zeci se află în lucru. Rezultatele arată că fructele și legumele din producția autohtonă întrunesc standardele de calitate și nu prezintă niciun fel de risc pentru consumatori.